Donarea de sânge salvează vieți și nu doar a celui care primește lichidul vital, ci și a celui care donează. Din sângele donat o singură dată, adică 450 de mililitri, pot fi salvate chiar și 3 persoane. Însă donarea de sânge are avantaje nu doar pentru pacienții care au nevoie de o transfuzie, ci și pentru donatori. Vorbim despre avantaje materiale, dar mai ales legate de starea de sănătate. Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu o stare de sănătate bună, poate deveni îngerul salvator al unui pacient aflat pe patul de spital. E suficient să respecte câteva reguli simple, precum să nu consume alcool înainte de donare, să nu facă efort fizic mărit, să vină odihnit, hrănit și hidratat corespunzător la centrul de transfuzii. În schimb, donatorul care ajută la salvarea mai multor vieți primește o serie de beneficii. Persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare de aproximativ 70 de lei. O zi liberă de la serviciu, reducere la transportul în comun, iar timișorenii beneficiază și de o lună gratuită la parcare oriunde în oraș. Avantajele nu sunt însă doar de ordin material. Donatorii fidelizați sunt verificați la consultul medical, astfel încât cu ocazia măsurării pulsului și a tensiunii arteriale se pot depista hipertensiunea arterială la debut, se poate depista fibrilația atrială la debut. S-a demonstrat faptul că donatorii fidelizați au o rată mult mai scăzută de infarct miocardic și de boli cardiovasculare. Donatorii fidelizați beneficiază o dată pe an de un set de 16 analize extinse, prin care verificăm și funcția ficatului și funcția rinichiului și hemoglobina, verificăm și cum stau cu calciu, cu magneziu. De cele mai multe ori însă, cei care aleg să doneze sânge o fac gândindu-se la binele pe care îl fac și mai puțin la beneficiile acestui gest asupra stărilor de sănătate. Știu că e bine să donezi mai des decât o fac eu, pentru că e o chestiune legată de sănătate. Nu știu exact beneficiile, nu pentru mine vin să donez, o să mă informez pentru data viitoare, dar știu că este bine să schimbăm sângele așa. Am auzit că e bine, că mai se schimbă sângele și ăsta, e foarte bine. Sângele nu este de cumpărat pur și simplu de la magazin și dacă nu sunt donatori, nu prea e de unde. Știi ce efect are acest gest asupra sănătății tare? Cât de mult te ajută? Da, mă ajută și pe mine. Pentru că ajutăm niște oameni care chiar au nevoie. Pe lângă asta, procedura are și niște beneficii personale pentru sănătatea fiecăruia. În primul rând mi-a spus medicul de familie că e foarte bine. În cazul că am tensiune, cum am eu, e foarte bine să vii să donez. Și atunci, de vreo 2 ani de zile, cred că vin cam o dată la 3 luni, de 3-4 ori pe an. Beneficiul cel mai mare e o viață pe care o pot salva. Și uite, de exemplu, astăzi donez pentru un copil care este internat în stare destul de delicată la Spitalul de Copii lui Surcanu. Centrul de transfuzii sanguine din Timișoara are circa 22.000 de donatori pe an. Dintre aceștia, circa jumătate sunt fidelizați, adică vin cam o dată la 2 luni să doneze sau atunci când sunt chemați.